Salut, Spivang, ziua unui episod din Among Us. Suntem aici împreună cu pisica. Bună. Cu Mihai. Salut. Cu Remus. Salut. Cu Focaru. Salut. Și cu Luca Covrigu. Salut. Și astăzi, oameni buni, ne jucăm din nou pe harta asta. Am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul anterior. S-au strâns multe, multe like-uri. Și hai să vedem câte like-uri putem să strângem și la episodul de astăzi. Ia scrieți acolo în comentarii câte like-uri să strângem. Și voi spuneți-mi aici câte like-uri să strângem. 20.200. 20.200? 25.000. 25.000 zic și eu. Ok, sunteți de acord cu 25.000? 26.700. 26.700. A, mă, să strângem 30.000. O, mă, să strângem 30.000 de like-uri. Hai, mă. Hai. Gata, hai. Să-i dăm drumul la treabă. Hai. Nu uita să apăsați butonașul și pornește imediat meciul. Să vedem pe cine dă impostor. Remus cumpără omletă. Da. Remus oare este impostorul de data aceasta? Oare? Hai, crume. Crume și eu, ce vezi? Ia. Da, și eu. Și noi. Dați-i drumul acolo, hai, pe mut. Toată lumea pe mut. Bun. M-a dat cu Remusuțul aici. M-a dat cu Remusuțul aici. E belea. Bă, dar de ce? Ia uite, bă, chiar are ou pe cap. Mamă, ce e ăsta-i task nou? Bă, a dat cineva cu lights. No, a dat cu luminile și aveam task frumos acolo. Ok, am să-l fac pe ăsta și sper că cineva o să-l facă pe ălalalt. Mai este un... Cum dați omorât, mă, frate? Am prins din nou, Luca! Eu eram lângă corp. Ce? Luca era? Ce? Luca a trecut pe lângă mine, pe Max nu l-am văzut. Da, era doar pe Luca. Frate, frate, făceam aia, deci la bucătărie. Deci fiți atenți, făceam și eu un task nou cu arme, era foarte frumos, era superb taskul. Și omoară în primele secunde pe cineva. Deci Luca, ziceți voi. Ce să mai zic? Eram la bucătărie. Eu îl cred pe Mihai. Mihai, dar știi că dacă nu e Luca, tu ești următorul. Pe tine votăm. Da, 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 sunt de acord. Ok. Bine. Dacă nu e Luca, mai există opțiune, nu eu, dar... Nu, eu merg pe mâna ta, dar fii atent, că dacă nu e Luca, mor tu următorul. E Mihai. Ok, ok. Ok, hai să vedem. Normal că sunt. Oh my god, e avea chiar impostor. Oh my god. Bă, dar nu m-am jucat deloc. Dar eu m-am jucat. Ce meci a fost ăsta? Ca să vezi cum a fost în episodul trecut pentru mine. Fai de capul de zile mele. Scuze, focare! No. Acum îmi dau seama că am greșit față de tine. O să primele... te omor al doilea data viitoare. Nu eu pe tine, prima. Bă, eu! Deci dacă moare pisica, acum e focarul, să știi. Da. Da. Haide toată lumea pe mut. Să mergem la treabă. Prea Cătărin că joc cu frate. E păcat că l-am lansat update-ul ăsta atât de târziu. Adică, bine, am văzut că deja au intrat foarte mulți oameni pentru update-ul ăsta în joc. Adică erau peste 100.000 de oameni sau ceva de genul ăsta, că m-au uitat ultima dată. Însă, a stat foarte mult să lanseze harta. Se știa deja de harta asta de mult, mult timp. Mamă, ce-i cu Seifus? Oh my god, nu iarăși, nu. Să vezi că pierdem iarăși. Cred că pe aici mergi, cred că pe aici. Mergi așa, mergi pe aici, așa. Drept înainte pe aici. Unul e jos acolo și următorul n-am lift să mă duc la el. Aolo. Trebuie să ocolesc chiar tot. Sper că e cineva în partea ce... Oh, Doamne, am învățat să facă, Doamne, și te mulțumesc. Mamă, e dezar... Știu cine e. Știu cine e. Deci pisica a trecut pe lângă... Deci fiți atenți, pisica a trecut pe lângă mine și după aia găsesc un corp în dușuri. Ce pe lângă mine? Era lângă mine. Eu n-am văzut pe nimeni. Deci pisic... pisica era lângă mine. Dragă de mine, să facă sabotajul ăla. Da. Deci da, eu era deja făcut. Deci era fiți atenți, fiți atenți. Mai puteam că nu găseam pe unde deci, să fiți atenți, pisica trece pe lângă mine și la dușuri cineva mort. Votați-mă pe mine, gata, ce să mai zic? Vreau și eu să mă joc. Nu știu ce să zic. Nu știu, dar pisica era la mine. Bă, eu nu pot să zic neapărat asta, că ea că a trecut... Era ceva vreme de unde era ea, să zic. Uite, am să dau skip vote, de exemplu, dar era ceva vreme de unde a fost ea, dar totuși ea a fost singura pe care am văzut-o. Poate să nu fie ea. Deci poate să nu fie ea. Nu l-am văzut pe Max, nu l-am văzut pe Focaru.
Eu l-am văzut pe Focaru făcând l-am văzut pe Focaru făcând ăla de aer. Da, păi eu am fost la ăla la cod, am băgat codul. Da. Ok, hai să vedem. Așa, bun. Da, se întâmplă repede meciurile. Stai, bă, du-te de aici că mă spăls la duș. Ia uite-l, bă, stă și uite la mine. Bă, pleacă de aici, puține intimitate. Doamne, Luca. De ce? De ce? Nu înțeleg de ce, dar el știe ce să zic. Avem ușile închise pe aici. Dacă era Luca, m-a omorat deja. Deci cumva cred că nu e el. Interesant că ieși din nava afară, adică. Și trebuie să vezi unde e semnalul, uite-l aici. Unde-i semnalul, trebuie să stai, să ții telefonul acolo și să face progresul. Altfel, dacă ai semnal nasol, nu merge. Iarăși au tăiat ăștia curentul. Bun, avem un light undeva în zonă, că mi-a arătat tipul săgeata. Bă, deci urăsc chestia asta cu cardul, a băgat card la uși, este enervant rău de tot. Uite că a fost... Bă, de ce îmi dă report? Era în bucătărie unul mort. Eram cu Luca. Da. Cu Luca, făceam task-ul de lumină. Eram cu Max. Și eram cu Luca, făceam la lumină. Acum sunt confuz rău de tot. Eu cred că e Mihai. Deci am dat cardul de ușă, deschid ușa și merg prin bucătărie și zic, bă, dar de ce îmi dă butonul de report? Max era la duș. Și m-am uitat expres să vadă dacă, să văd dacă se încarcă bara aia de sus și s-a încărcat. A, poți să vezi dacă mi se încarcă bara? Da. E visual text activ, da. A, nu știam. E ok, îl votez pe Mihai. E Mihai, yes, bravo. Dar nu credeam, bă, credeam că e pisica, pe bune. Credeam că e pisica, bă, nu te cred. Impostor ce ești? Du-te, bă, că cred. Deci credeam 100% că e pisica în mintea mea. Păi nu? Bă! Da, vina. Da, da, a avut sens. Bă, deci 100% eram cu părerea că pisica este. Aproape repede. Ne, am fost cea mai cu minte. Doamne, unde e Remusuțu, că nu-l văd? A, uite-l. E aici, e cu noi. Are ou pe cap. Așa, da. Văd că are un ou pe cap, nu știu cine e, dacă ou pe cap. E cu ou la cap. Dar, da. Hai să vedem următorul meci. Da. În episodul ăsta facem mai multe meciuri pentru că se întâmplă să fie super rapide, n-a ce să zic. Da. A, mă, crewmate, mă. Da, bă, și pe mine e tot crewmate, bă, ce chestie. Așa, bun. Să vedem noi situația aici. Aș vrea să fac niște task-uri pe care nu le-am mai văzut până acum. Și că să după... Opa. Mihai! În fața mea urât! În fața mea a omorât-o pe pisica. În fața ochilor mei. Da. În fața ochilor... Hai, dar 20 de secunde. Mihai, în fața mea ai omorât-o, what? Ce-a fost în mintea ta? Hai, că dacă nu e Mihai, Mihai, ce-a fost în capul tău? Zi și mie. S-a votat. Am crezut că eram singur. What? Iar, l-a dat, iar mă impostor. Numai pe mine nu mă dai impostor. Ce-s cu meciurile astea, mă? Nu mă dăm dat impostorul. Nu pe bune! What? Plecase pisica și am crezut că se întoarce singur și ai stat la momentul și ai apărut tu. Wow, ok. Hai, băi, băi. Toată lumea e crewmate, oare? Da. Hai să vedem. Kitchen, giro. Și dacă nu votez nimic, ce? Mă dă random sau? Hai să vedem. Bă, Remuse. Ok, nu s-a întâmplat nimic. Punem armele pe raft. Frumos. Ca la carte. Download. Asta cu download-ul e super enervantă și de asemenea e foarte riscantă pentru că te poate prinde oricând pe partea asta cu download-ul. Că nu vezi. A, nu, iarăși au oprit luminile. Când oprește luminile, face și kill-ul. Deci cine a oprit luminile, va face kill acum mai mult ca sigur. Ok. Am să fac task-ul ăsta, că aici afară e lumină. Nu e lumină în navă, dar afară e suficientă lumină. Ok. Bă, momentan nu m-a omorât deloc nimeni, ceea ce e surprinzător. Așa. Dar nici nu m-am întâlnit foarte multă lume, să zici.
M-am întâlnit cu câțiva care erau suspicioși, dar, nu erau ei impostorii. Oh! 13-14, lol, trebuie să faci... trebuie să derulezi caseta înapoi. Așa, ia să vedem. 14-53. Ok. Un pic. Un pic înapoi. Ați cumplit. Ia stai, ce putem să facem aici? Ne uităm pe cameră, ia stai mă, că poate văd pe cineva. Ăla eram eu, zic, ia uite-l pe ăsta. Bă, e cineva mort în Cargo Bay, bă. Oh my god, fix lights. Mă duc direct în Cargo Bay și raportez. Bă, iarăși cu cardul vieții. Aici trebuie să faci foarte slow, că altfel nu merge. Pa, nu-mi zic că e închisă ușa. Uite, vezi? Unde e, mă? Uite-o. Deci l-am văzut. Deci fiți atenți, l-am văzut pe cameră că a murit. L-am văzut pe cameră că a murit, dar nu știu cine e. Lol. Sigur e Mihai iar. De ce eu? De nu ce știu nu? Ce să zic. Am fost cu Max de și cu armele, l-am văzut că se ducea să pună armele. Bă, eu eram cu pisica, am făcut la ăla cu download. Eu am să-l votez, deci fiți atenți, eu personal să-l votez pe Mihai, pentru că Remus a trecut pe lângă mine, s-a uitat la mine cât am făcut task-ul și nu m-a omorât. Dar pe Mihai nu l-am văzut. Asta e logica mea, acum... Așa trebuie! Mă, cum să dai, mă, de trei ori, bă, de trei ori, pe mine m-a dat pe mine, dat timpul numai, crumei pe el, l-a dat de trei ori, bă. De trei ori, bă, frate, de trei ori, nu cred, nu cred, deci nu cred. Așa ceva. Aproape a reușit pe mine m-a dat numai crumei. Dar cum să ai mă norocul ăsta să te dea atâtea ori? Zici și mie, care e secretul tău? Scrie o carte despre asta. Nu se spune că așa ceva. Vreau și eu să mă dea, măcar o dată. M-a dat de trei. Și eu vreau. Și am rămas surprins, vreau să zic crume. Și își facă, da, și eu crume. Ok, mergem mai departe. Dacă am dat și a patra oară, e clară treaba. Da. Ce să mai zic, mă? Ce să mai zic, mă? Nu mai zic nimic. Crumei, din nou, bineînțeles. Hai, Mihai, tu ești? Ok, hai să-l votăm direct și gata. Salut, meciu. Dați emergency, repede. Da? Nu dați, mă, niciun emergency. Puneți-vă pe mult. Așa. Ok, focarul e pe aici, așa. Da, l-am votat pentru că am văzut că... Dar care-i faza cu ăsta? 1. Ok, trebuie să învârț 1. A? 1 minus 6? What? Trebuie să dai așa în spate? Poate? Bă, e ciudat rău ăsta cu... Ăsta cu safe-ul. Dacă știe cineva să-mi scrie și mie în comentarii cum se face că... E jale, reveal code. No, 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 iarăși, nu, iarăși, nu, iarăși. Ok, știm cum să ajungem într-unul dintre locuri. Am să mă duc unde știu. Și sper că cineva să duce în partea cealaltă, sper. Okay. Ah, focarul e deja aici, ok. Nu! Oh, cine era? Bă, frate, deci nu vine să cred, l-au omorât în fața mea. Deci nu vine să cred, a patra oară. Cine a fost? Bă, Mihai. Bă, deci n-ai cum. Eu sunt pe mult acum. N-ai cum așa ceva, mă. Încă nu cred. Deci eram încă limitit să deschid o ușă și... S-a stricat lobby-ul, nu mă vă Mihai îl dă sau ce? Hai de viața, băi, cer și eu odată impostor, nu mă, dar îl dă pe Mihai de patru. Frate, dar... Fai de cap. Nici mie nu mai bă, e incredibil așa fai ceva. Fai de capul meu, nu-mi vine să cred așa ceva. Eu când am zis la început, am glumit gen, că hai să-l votăm direct. Da, aparent mai bine îl votăm. Era glumă gen. 4 ori. Bă, deci fiți atenți, hai să facem o chestie acum la începutul meciului. Prima chestie pe care o facem, îl votăm pe Mihai, ok? Da. Fără niciun mișto, deci nu. De câte ori a fost, gata, să nu se mai joace. Nu, de... Gata.
Hai pe Mihai. Da, da. Nu, deci fără nici mișto, votăm pe Mihai la început. Pentru că nu mi se pare normal, ce asta? Deci acum chiar nu sunt eu. Hai că nu ești tu, hai că nu ești. Stai, nu știu că așa ai zis și data trecută. Nu, n-am zis, n-am zis. Hai, duceți-vă și apăsați butonul ăla, nu pe bune. Nu mai interesează, eu apăs pe buton. Apasă butonul și votează-l direct, că nu mai. E Luca. Stai, Mihai. Nu e mai niciun Luca, am zis că îl votăm pe Mihai, că a căzut tot timpul și s-a stricat lobby-ul și numai pe el îl dă. E Remus. What? What? Cum veniți cu acuzațiile astea? Că... Păi el m-a acuzat pe mine. Doamne. Să vezi de noi Mihai iarăși. Să vezi de noi Mihai iarăși. Ce o trebuie, nu am mai dat acolo. S-a revenit, opa. Bă, bă, ziceți voi că nu merita să fie... Da, bă, merita, clar. Merita urât. Urât merita. Bun, hai, toată lumea pe mut acolo. Bun, hai să trecem la trebușoară. Să vedem situația. Ce se întâmplă pe Acilișa. Da, mă, frate, deci nu vine să cred. L-a dat de atâtea ori. Eu îmi doresc să mă dea și pe mine, că na, e mai interesant pentru mine, cel puțin. Mi se pare mai fun să mă joc cu impostorul. Nu, frate, pe mine nu vrea să mă dea cu impostorul. Îl dă pe Mihai de 4 ori sau de câte ori l-a dat. Deci nu vine să cred că l-am văzut. Dar, nu știu, există vreo chestie gen să-ți mărești șansa? Sau, nu știu, scrieți și mie în comentarii dacă știți vreo șmecherie de a-ți mări șansa să te dea impostor. Chiar nu știu dacă e. Bine, nu-mi ziceți acum de hack-uri și alte nebunii. Nu, mă refer pe bune, gen, dacă există în joc ceva legit, să-ți mărești șansa. Deși nu cred că ar fi, dar chiar sunt curios, adică chiar sunt super mega curios. Bun, hai să mergem la trebușoara Pacilișa. Să vedem și noi trebușoara. Foarte interesantă harta, deși mi se pare un piculeț cam mare. Adică chiar mi se pare exagerată. Trebuie să o înveți bine de tot. Și noi, na, v-am zis, nu ne-am jucat atât de mult încât să... Astea sunt efectiv toate meciurile pe care le-am jucat pe harta asta, adică... Și atunci e normal că nu știm 100% cum să facem. Dar învățăm. Ok, ia să vedem noi. Mamă, sunt două borduri de astea, fii atent. Două centre de comandă. Interesant. Suspicioasă treabă. Suspicioasă treabă, Pacilișa. Ia să vedem. Așa, mergem mai departe. Până acum totul e ok. Ia că mă uit pe camere. Surprinzător, nu e nimeni pe camere. Bine, doar eu. Doar eu sunt pe camere. Altcineva n-am văzut. Să fi cineva pe la electrică. Da, ok, nu văd pe nimeni la electrică. Ia să vedem noi. Care e situația? Așa. Nu poți să treci pe acolo decât dacă vine liftul ăla. Super enervant. Am să dau eu, ia să vedem noi. Dăm-o de asta așa frumos. Când ar trebui să vină liftul ăla? A, uite liftul, e un lift aici. Okay. Un corp. Suspicios. A cui o fi? A trecut cineva pe aici și nu l-a văzut? Sau ce? Că-i suspectă treaba. Oricum avem avantaj și faptul că s-a votat Mihai. Nu mai așteptam să mă dea pe mine impostor, dar gen l-au votat pe Mihai pentru că efectiv l-a dat de atât de multe ori. Dar și merita, frate. Și merita să fie votat.
Eu... Oh. Ok. Eram baie. Și eram baie? Deci focarul a stat cu mine și nu m-a omorât absolut niciodată, nu a făcut absolut nimic. Hmm. Deci ce i-a rămas? Max. Frate, nu cred că e așa, adică nu cred că l-ai văzut cu ce a făcut. Vezi că ți s-a schimbat vocea, săr. Eu îl votez pe, pe Remus pentru că vrea să-mi bârlige, vrea să-mi bârlige, aveți grijă. Da, că Remus, dacă puteai mă omora. Să vezi tu de nu e Remus. Hai, mă omora. Să vezi de nu e Remus. Nu e Remus. A vocea, săr. Dacă e Remus, aia e. Nu s-a schimbat, frate, nicio voce. Da. E aceeași voce, mă. Aoleu. Da, oameni buni, asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!